Index Suceava, 5 septembrie. Moving forward. Bun, avem și clacheta, avem de toate. Știu, e la rândul ei destul de retro, dar tocmai în ideea că lucrurile au mers mai departe și vor merge mai departe. Coincidența face că exact acum 33 de ani, pe 5 septembrie, în spatele meu, deci în spatele sufrageriei unde v-am invitat și vedeți că am și un cerc, e drept, nu este roșu, dar știți cum e, norocul e că am putut să facem măcar această înregistrare și să nu uităm că acum foarte mulți ani, la un TEDx, Tony Robinson, știți ce a făcut? Și-a făcut o hologramă și a trimis-o în Australia. Bun. Eu personal aș prefera să merg în Australia în locul lui, mai ales că el aș putut să o facă, dar în sfârșit, nostimie că la un moment dat chiar l-am tradus cândva aproape 20 de ani pe acest Tony care ne dădea tot felul de sfaturi în cărțile motivaționale. Nu știam eu foarte mult atunci și nici nu descoperisem ce înseamnă TEDx-ul. Da, vedeți? Asta este ideea, că trebuie să moving forward. Trebuie să mergi tot timpul mai departe. Și după nunta cu pricina de care vă spuneam, am mers mai departe, chiar dacă a urmat foarte repede un divorț. Deci, în viață, sunt foarte multe momente dificile pe care e bine să învățăm să nu le uităm, dar să scoatem numai ce e bun din ele. Și știu, acum toată lumea nu vorbește decât despre pandemie, dar am să vă spun că până la pandemie a mai existat o pandemie îngrozitoare care s-a numit comunism și unde ne-a fost tare complicat, mai ales pe ultimii 5 ani. Poate că de asta ne și întrebau după aia. Ce ați făcut în ultimii 5 ani? Păi am să vă spun eu ce au făcut în ultimii 5 ani. Cu precădere, au văzut filme pe video pentru că televizorul nu mai avea decât 2 ore de program cu Neanicu, pentru necunoscători, Nicolae Ceaușescu. Știu, încetul cu încetul, atât de tare ne-am moving forward că am uitat până și de el. Îmi place foarte tare că îi spune moving forward pentru că sună așa cinema, că este moving picture, nu? E o imagine care se mișcă și care a apărut întâi de toate în teatre. Pentru că încă nu se inventaseră cinematografele. Între timp s-au inventat și știm, s-au închis, dar o să se deschidă cu siguranță. Voi, la Suceava, pentru că mă adresez în primul rând vouă, chiar dacă foarte multă lume, sper eu, o să se uite la această înregistrare, nu pentru altceva, ci doar să încerc să vă dau puțin din entuziasmul meu și din speranța mea. Asta cu entuziasmul, tot dintr-o carte tradusă pentru cei de la Curtea Veche, am prins-o la un moment dat, că spuneau, entuziasmul e zeul din tine, nu l-am omorât, nu l-a omorât nici pandemia, nu s-a îmbolnăvit, e în continuare și multă lume ce nu știu cum reușești. Reușesc pentru că îmi sunt foarte dragi filmele. Dar apropo de asta, revenind la Suceava, voi știți bine că aveți un cinematograf care ați știut să moving forward, adică să treceți peste o perioadă dificilă, o altfel de perioadă dificilă, nu vorbesc de cea acum cu boala, și să-l redeschideți și lumea să fie fericită acolo și să descopere alte lumi. M-am gândit să vă spun că de-a lungul timpului oamenii nu mai au destulă răbdare. Și chiar de ună am văzut un film care sper să ajungă la voi. Aș spune o peliculă, dar între timp știți că nu mai există pelicula și tocmai de aceea unii își pot permite să tragă duble la infinit, așa cu actorii lor, până când mă întreb dacă vor mai găsi actori. Pe vremuri era mai complicat. Sigur, știm bine că doar Pintilie, Lucian Pintilie, trăgea multe duble, câteva zeci se spune, dar față de cei care i-au urmat și care au lucrat de altfel împreună până la Cristi Puiu, așa e și unul. Dar mă rog, știți cum e, poate să intre în cartea recordurilor, dar cât de bine i-a ieșit exact scena cu pricina. Dintr-un film de 200 de minute despre care se vorbește atât de mult încât lumea până la urmă o să fie curioasă să-l vadă. Mai ales că, știți cum e, cu cât sunt părerile mai împărțite, cu atât mai bine. Mă întorc la ceea ce vă spuneam mai înainte și anume filmul Traducătorii, un film franțuzesc în care sigur că pe mine m-a tentat pentru că era lumea mea, fără îndoială, vedeți că sunt mai retro, am tradus, avem și microfon, avem clacheta pe care v-am arătat-o, aveam și căști, chiar. Dar am descoperit acolo foarte multe lucruri comune, câtă dreptate avea Agatha Christie. Toți suntem ca la fel. Fiecare îl judecă pe celălalt și, mă rog, m-am bucurat că acolo exista oarecare solidaritate între traducători. Dar
ce mi-a plăcut enorm, e faptul că au creat un mister pentru o carte care era încă pe cale de a fi scrisă. Și mai ales ideea de a nu omorâ un personaj, de a nu omorâ un autor, de a descoperi pe autor și de a te face să te gândești, să te gândești că de-a lungul timpului a existat Romain Gary, care a semnat și cu numele de Emil Ajar, de exemplu. Da, vă pun să căutați, sigur, păi asta e scopul meu. Asta îmi doresc cel mai tare. Eu cred că TEDx-urile pentru asta sunt, după ce ascultați pe cineva, dacă, evident, nu vă plictisiți pe parcurs, să căutați să vedeți cine a fi fost Romain Gary, are o poveste de dragoste extraordinară, cu Jean Seberg, Jean Seberg, depinde în ce parte se afla când a făcut un film cu Belmondo, care se chema Cu sufletul la gură. Sper cu sufletul la gură să-l căutați și să-l descoperiți. Cum spuneam, și el era un scriitor care semna cu două nume. Iar aici, în filmul despre care vă spuneam, traducătorii a ajuns la tip și sper să ajungă peste tot că l-a adus independența film, este și modul de a comunica atunci când știi mai multe limbi străine. Eu am zis că tocmai în perioada asta de pandemie, cu toții o să citim mai mult, o să ne apucăm să învățăm o limbă străină în plus și mers să comunicăm altfel. Iar când o să ne revedem, sigur, știm, păstrăm distanța și suntem prudenți în continuare ca să reintrăm, știu, toată lumea îi spune normalitate. Nu știu dacă normalitatea o să fie aceeași, dar în mod sigur, filmele bune, de altă dată, filmele cu adevărat de valoare vor rămâne cu siguranță aceleași. Bun, cum spuneam, ceea ce aș vrea să încerc să vă împărtășesc este că atunci când suntem înconjurați de muzică bună, de filme, de teatru, chiar dacă un timp au fost doar pe net, știm, actorii sunt nerăbdători, ei nu pot trăi fără aplauzele noastre și să știți că niște aplauze de studio nu sunt de ajuns. Ați văzut probabil în sitcomurile americanești sau chiar și în emisiunile de pe la noi, știu, așa disprețuitor sunt numiți aplaudați și ca să spun drept uneori, ei chiar aplaudă cu entuziasm, dar nu e același lucru ca atunci când ești în sală și când simți nevoia realmente să aplauzi. Și s-aș putea să țin de fapt un TEDx despre aplauze, pentru că aplauzele multă vreme au fost împotriva noastră. Au fost aplauzele de la congresele comuniste, unde toată lumea se ridica în picioare și îi aplauda într-un ritm absolut bizar. Și unde era sufocant, pentru că, de exemplu, în sala Palatului, la 4500 de loc, că mă gândesc acum, cum ar fi fost un congres cu distanțare? Cred că i s-ar fi părut cel mai mare blestem în Neanicu sau, din potrivă, i-ar fi ținut în continuare unul lângă altul pentru că oricum nu-i păsa de ce se întâmplă cu cei din jur. Ceea ce cred că este un lucru la care ar trebui să reflectăm în continuare. Cum spuneam, de-a lungul timpului, și dacă mă refer nu la foarte mult timp în urmă, că nu o să iau chiar de la Hristos până în zilele noastre, ci cam 100 și ceva de ani. Știm bine, a fost primul război, și căreia i s-a spus Marele Război, sperându-se, nu era un mare, un calificativ, să zicem, apreciativ, ci din potrivă, pentru că era foarte multă lume implicată, foarte mulți au murit și au murit în modul cel mai îngrozitor. Dar au crezut că va fi cel de pe urmă. După care a venit al doilea război mondial și s-a chemat cel din tâi primul război mondial. Dar a fost o experiență prin care lumea a trecut, sigur. Unii au supraviețuit, alții nu. Dar cei care au supraviețuit, în mod sigur, și-au amintit de ceilalți. Și probabil că au învățat de fiecare dată câte ceva. Și asta e foarte important. E foarte important din toată perioada asta prin care trecem, nu neapărat tot timpul să ne deprimăm și să zicem, vai, dar de ce mi s-a întâmplat tocmai nou? De ce acum? De ce? Știți, cam asta era reacția celor care am apucat și 1977, când a fost cu tremurul. De ce a fost? De ce s-a întâmplat tocmai acum? Ca și cum n-am avea destule nenorociri. Nu. Trebuie să încercăm de fiecare dată, fără să ignorăm, să vedem, să discernem mai bine de ce s-a întâmplat, de ce ar trebui să nu cădem în capcana fiecărei știri false. De ce trebuie să fim... Știți, era o... Îmi plăcea foarte tare cum spuneau cei de la Cațavencu. Cititorii noștri sunt mai deștepți. Eu cred că noi, care ne uităm la televizor sau ne uităm pe net, fiecare în funcție de vârstă, în funcție de, știu eu, de obișnuință, o să fim mai deștepți decât toți ceilalți. Și o să știm să vedem că
dincolo de tot ceea ce a fost, dincolo de cercul ăsta de aici, din sufragerie sau de oriunde ar fi, fie că e vorba de o hologramă, să nu uităm, Jules Verne a inventat-o cu atâta vreme în urmă, tot sigur că un zâmbet, care deocamdată ne e permis doar cu ochii, dar vedeți, și asta contează. Am învățat să zâmbim cu ochii. Pun pariu că dacă vă uitați atent în toate fotografiile, o să descoperiți că până și asta v-a ieșit. Da, aș vrea să nu vă deprimați, aș vrea să sperați, pentru că speranța este un lucru foarte frumos. Dacă știi cum să îl echilibrezi și nu să fie așa o speranță prostească, așa că o să câștigăm cu toții la loto, nici nu-i bine, știți că se întâmplă prost după aia, așa că n-are niciun rost. Dar m-aș bucura să, moving forward, să trecem mai departe, să ne întoarcem în cinematografe, să vedem filme bune, nu neapărat sinistre, cu haters care știți că deja au apărut. Știu, toată lumea s-a gândit cum să facă mai bine, să îi urască pe ceilalți. Încercați să fiți buni. Știți ce senzație extraordinară e? Eu așa aș spera. Eu cred că TEDx-ul și asta înseamnă. Așa încât să spui povești, nu? Prin urmare, am încălecat cloșa și mi-am pus și masca mea și v-am spus povestea mea și a voastră.